Bună seara, dragi telespectatori! Sunt Elena Podoleanu și vă invit să urmăriți emisiunea Întreabă-mă. Organizația Mondială a Sănătății a stabilit că în jurul anului 2020 depresia va fi a doua cauză de dizabilitate după afecțiunile cardiovasculare. În Republica Moldova, peste 25% dintre persoane sunt afectate de depresie, ceea ce înseamnă peste 800.000 de persoane. În cadrul ediției de astăzi discutăm despre problema secolului 21, depresia. Astăzi o am drept invitată pe doamna Inga Rusu, specialist în psihoterapeutică. Doamna Rusu, vă mulțumim mult că ați acceptat invitația noastră. Cu drag! Doamna Rusu, de cele mai multe ori oamenii atunci când suferă de depresie au o stare negativă, nu mai au poftă de viață și nici chiar de mâncare. Cum definesc specialiștii depresia? Ar trebui să facem o diferență între stare depresivă, tulburare depresivă și depresia majoră. Astea trei cred că ar aranja un pic lucrurile în mentalitatea noastră pentru a nu ne clasa pe toți în ideea de a fi în depresie. Deci există dispoziție depresivă care este ceva firesc și natural, deseori întâlnit în viața de zi cu zi, și cumva fiecare dintre noi are asemenea stări, ele de obicei nu sunt durabile. Da? Tulburarea depresivă presupune un episod de durată care este fie recurent, adică îl trăiește omul acum în prezent, fie persoana l-a trăit, dar a fost un episod unic. Atunci când vorbim despre depresia majoră, acolo includem o simptomatică clară, deci trebuie să fie niște simptome și o să le pot menționa și ele trebuie să fie prezente permanent în circa ultimele două săptămâni, minim. Și aici avem partea asta de lipsă de poftă de mâncare, lipsă de poftă de viață, pot fi gânduri suicidale, gânduri grele, gen de ce trăim, de ce ne naștem, de ce murim. Deci, ca să înțelegeți, starea este atât de grea încât persoana nu înțelege de ce ar mai continua să trăiască. Pentru că e atât de greu să trăiești, încât ar fi poate mai simplu cumva să te anulezi. De asta este ideea asta că ar putea apărea și gânduri suicidale. Ele nu sunt tot timpul, doar că este o reacție grea, da, prin care noi înțelegem cumva că este greu, da, deci situația în care ne aflăm. Dumneavoastră ați menționat mai devreme că sunt trei forme de depresie, dacă pot să le numim așa, și aș vrea să vă rog ca și telespectatorii noștri să înțeleagă cum se manifestă în cele trei forme, care sunt simptomele pentru a ne da seama că suferim de depresie, de o tulburare depresivă sau este ceva de o mică durată, astfel încât să știm cum să procedăm ulterior. În mod obișnuit, noi nu ne putem pune singuri diagnosticul. Asta o poate face un medic psihiatru. Indiferent de stadiu, dacă e ceva mai avansat sau... Anume la cea avansată, în mod obișnuit la cea avansată. De obicei ne spun cei de alături, ceva nu este ok cu tine sau mă îngrijorează starea ta. Asta este ceva ce noi auzim de la ceilalți. Sau ne putem pune întrebarea, ce se întâmplă cu mine atunci când deja simțim că este greu, dar asta noi o să o punem atunci când este deja mai avansat. Până să ajungem la ceva avansat, noi desigur că vom trece prin ceva simplu. De asta și zic că nu tot timpul este cazul să ne îngrijorăm și să apelăm la ceva foarte strict medicamentos. Stări depresive noi toți avem, da? Asta deci ar fi o deprimare. De afară, spre exemplu, ar sau... putea fi, da, noi avem persoane mediodependente. Deci persoanele care sunt cumva dependente de ce se întâmplă în exterior. Fie că asta este timp de afară, fie că asta sunt reușite sau nereușite, fie că ne punem careva așteptări și așteptăm că ele să fie îndeplinite, un examen, un stres, da? Deci ceea ce este normal să se întâmple, da? Deci, de exemplu, ai avut dorința mare de a câștiga un careva proiect și proiectul nu a mers, da? Și în momentul... Nu ai fost tu câștigătorul. Da, exact. Și în acest moment, cumva, ai o stare, cumva așa, mai deprimată.
ceea ce este firesc, adică este ceva sănătos. Asta nu te-a apucat deja depresie și este cazul să te îngrijorezi pe acest moment. În schimb, dacă persoana trăiește mult timp o stare de deprimare, de lipsă de poftă de viață, de poftă de mâncare, deci cum ne dăm seama că suntem într-adevăr în problemă, este atunci când nu vrei efectiv să te scoli din pat, să te duci să faci duș, să te duci la magazin, pentru că asta înseamnă efort. Deci orice, vorbitul la telefon înseamnă efort. Deci nu-ți mai provoacă plăcere nimic din ceea ce îți provoca anterior plăcere. Deci asta este o stare de când organismul și creierul nu mai are resursa aceea de vitalitate. Și aici ar fi momentul în care ar trebui să ne adresăm unui specialist? Absolut. Deci în acest moment nu o să fie suficient să ieșim cu propriile resurse. Am putea, dar asta va fi pe perioadă îndelungată și nu știm cum ieșim sau care ar fi consecințele în acest sens. Pentru că în această stare creierul nostru și inclusiv organismul este într-o stare de suferință. E o stare de suferință enormă, practic. Și atunci el nu mai are, este ca și cum ai sta într-o stare de foame permanentă. Deci, imaginați-vă că ți-e foame permanent. Acum e una când simte asta stomacul și e alta când asta simte creierul. Și noi nu prea ne dăm seama de lucrul ăsta în așa momente. Și atunci un medic ar putea prescrie ceva care ne-ar putea ajuta în acest moment și neapărat ar fi bine lucrul ăsta să fie însoțit și de o psihoterapie, pentru că tratamentul medicamentos ne va susține pe o anumită vreme, ne va rezolva partea neurochimică, de reglaj neurochimic, în schimb terapeutul va înțelege de unde a pornit, pentru că tot timpul este o cauză, da? Deci el nu se ia pe loc gol. Aici vreau să ajung, pentru că am observat în jurul meu, sunt persoane care au ieșit dintr-o relație sau și-au pierdut jobul sau a decedat o persoană dragă și atunci persoanele ajung în depresie, dar am văzut și oameni care nu au astfel de evenimente triste în viața lor și totuși suferă de depresie. Și m-am întrebat atunci care sunt cauzele depresiei totuși. Cauze sunt multiple, deci nu o să fie ceva, o legătură simplă, cauză-efect. De obicei este un conglomerat de factori care contribuie la efectul ăsta depresiv asupra persoanei. În mod obișnuit aici ar putea să fie careva evenimente de viață și una când ai trecut printr-un eveniment greu și l-ai încheiat și este altceva când vine eveniment peste eveniment. Și ele sunt grele, grele, gen ai pierdut jobul, ai trecut printr-o despărțire serioasă și, nu știu, hai să zicem noi că s-a mai întâmplat și o calamitate naturală. Și atunci pierzi cumva un anumit suport social pe care îl puteai avea din partea celor dragi. Și una peste alta ar putea duce. Dar nu este doar despre asta. Depinde foarte mult cu ce încărcăm percepția noastră asupra acestor evenimente. Nu atât evenimentul are importanță, cât are importanță cu ce încărcăm acest eveniment. Pentru că pentru cineva depresia este o despărțire este o ușurare. Pentru cineva despărțirea este ceva foarte greu de dus. Da? Deci asta va fi foarte dificil de depășit, de încheiat. Și asta poate rămâne ca ștampilă pe viață, dacă nu va fi încheiat bine, da? Deci acest eveniment. Sau moartea cuiva drag. Uneori lucrurile astea se întâmplă. Deci este ceva ce se întâmplă în viața noastră. Mai cu seamă în această perioadă. Și în această perioadă și de fapt în toate perioadele istorice s-au întâmplat lucrurile astea și viața așa este făcută, că ea are un moment când se termină și noi nu știm tot timpul când se va termina. Și cele mai grave evenimente care pot induce persoana în depresie este pierderea unui copil, un divorț, deci atunci când pierzi de facto o persoană dragă inimii prin despărțire sau prin moarte efectivă și se produce o separare emoțională de această persoană. Pierderea unui proiect important de viață, pierderea unei slujbe bune care te întreține, deci astea sunt evenimente foarte stresante și cumva ne dezechilibrează partea noastră de plan de viață.
de supraviețuire. Și atunci creierul cumva se simte atât de amenințat pe partea de viitor, că își pierde sensul. Și de fapt depresia în psihologie este explicată ca o pierdere a sinelui sau a legăturii noastre cu sinele. Deci când este eu-ul meu, este sinele meu și ele sunt într-o legătură. Și atunci când această legătură se pierde, atunci noi nu simțim sensul la ceea ce facem. Am vorbit despre faptul că pierderea unui job ar putea fi o cauză a depresiei, dar revenind mă întreb dacă depresia ar putea afecta capacitatea noastră de muncă, productivitatea noastră. Uneori am văzut printre prietenii mei că menționau faptul că stările aceste depresive le-au adus nu atâta disponibilitate în a face față task-urilor pe care le-au așa cum era înainte. Și atunci vă întreb, dumneavoastră, ca specialist, credeți că depresia afectează productivitatea noastră la muncă? Absolut. Depresia ne face deconcentrați. Nu ne dă informația pe care noi o avem acolo undeva stocată, de parcă nu o găsim, avem lapsusuri. Dacă în mod obișnuit de oboseală noi putem să uităm oricare informație, atunci în starea de depresie noi nu ne amintim lucruri elementare de multe ori sau lucrul ăsta se întâmplă foarte des. Gen, dacă lucrul ăsta este obișnuit și fiecare om are să aibă un anumit lapsus într-un anumit timp, atunci când suntem în depresie, nu ne amintim, hai să spunem noi, lucruri o dată în oră sau de 3 ori pe oră sau o dată la 3 ore. Deci lucruri care deja ne pun în gardă. Într-adevăr, apare o lentoare, deci gândim mai încet, reacționăm mai încet, nu avem acea viteză de reacție, gen când mergem la volan, putem să fim neatenți la unele elemente care cer mult concentrare la diverse elemente, mai ales care fac parte din diverse categorii, culoare, semafor, cuvinte, semnale, da? Deci sunt multe elemente la care noi nu o să le facem față la toate odată. O să fie momente de deconcentrare a atenției, da? Deci parcă nu ne putem aduna, parcă nu ne putem găsi, iată, elementul ăsta. Și da, scade foarte mult capacitatea de muncă. Mai mult decât atât, depresia de multe ori este resimțită ca o stare de oboseală cronică. Deci cronic nu mai ai putere, te trezești obosit, nu vrei să te mai scoli. Deci asta este unul dintre primii indicatori, deci apare un fel de hipersomnie. Când persoana timp de 2 săptămâni la rând, minim 2 săptămâni la rând, deci are senzația asta că se trezește obosit, nu se mai recuperează și oricât nu ar dormi, parcă nu este suficient. Este cel burnout despre care tot mai mulți pomenesc că l-au sau totuși e ceva diferit? Burnout-ul este una dintre cauzele depresiei. Deci, ultima fază burnout-ului este stare de apatie și depresie. Deci, asta este ultima fază. Deci, acolo când te-ai ars, de acolo nu mai ieși decât cumva medicamentos și psihoterapeutic. Asta este o ultimă fază, dar nu este același lucru. Am înțeles. Există anumite categorii de persoane care, spunem așa, sunt ocolite de această boală depresiei sau nimeni nu deține o imunitate în fața acestei boli? Pentru că totuși observăm că unii oameni, deși au anumite provocări și greutăți în viață, reușesc să treacă destul de repede peste ele și atunci noi, ceilalți care nu reușim asta, ne credem mai slabi. Este exact aceeași întrebare dacă fiecare poate suferi de cancer. Da. Pentru că noi avem celule canceroase în corpul nostru și ele, dacă sunt utilizate, hai să le zicem noi, corectiv în corpul nostru, atunci ele încapsulează ceva ce ne face rău și asta poate fi eliminat. Atunci când răul ăsta devine prea mult, el deja se împrăștie în tot corpul. Exact asta se întâmplă și cu emoțiile. De fapt, ce este depresia? Depresia este o stare prin care noi n-am fost atenți la noi. Undeva era o frază că dacă suferi de depresie, este cel mai probabil că nu ți-ai trăit propria viață. Deci ai trăit cu ceva ce trebuie, ai trăit cu alte opțiuni, ai trăit cu ceva ce nu e a tău și ai trecut atât de multe ori peste tine, încât de acum organismul începe să strige. Deci asta este un strigăt al corpului tău, al psihicului tău, că
trăiești greu, deci ceea ce duci tu este foarte greu. Și atunci, ca să răspund, să revin la întrebare și să răspund, și da și nu. Și putem fi ocoliți și nu putem fi ocoliți neapărat, pentru că noi avem un sistem nervos central, noi avem cu toții emoții și avem și emoții pozitive și emoții negative, acum depinde ce facem cu ele. Știind că ne paște un anumit pericol, am putea lua măsuri. Adică noi putem să facem așa încât să prevenim, să nu ajungem atât de departe. Și care ar fi acele măsuri? Bine, în primul rând, atunci când vedem că deja în unele momente șchiopătăm, nu facem față, ar fi bine deja să luăm niște măsuri în acest sens. Primele recomandări ar fi pauzele. Deci fiecare om are la locul de muncă o pauză de prânz. Pauză care nu trebuie sărită. Al doilea element, noi avem pauzele săptămânale de muncă. Deci, care iarăși nu trebuie sărite. Da, o să fie perioade foarte încărcate în care noi o să lucrăm și sâmbătă și duminică, dar ele nu trebuie să fie nesfârșite. Deci, ele, din contră, e bine să știm când ele se termină. De exemplu, ce am pățit noi acum în perioada de pandemie, e că atunci când prima oară ne-am închis în case, toată lumea considera cumva că în 2 săptămâni o să ieșim înapoi, o să revenim la regimul normal de viață. Ok, nu s-a întâmplat asta în 2 săptămâni, o să se întâmple în următoarele 2 săptămâni. După asta am așteptat că se va întâmpla în vară, că va veni căldura și virusul va fi omorât. Și starea asta de incertitudine deja ne face cumva să nu mai înțelegem încotro ne aflăm și cumva să produce o anumită epuizare, da? Pe care noi cumva n-am așteptat-o. Și ne ajută atunci când știm că, mai uite, o să fie în asta un an de zile. Deci tu în asta o să trebuie să trăiești un an. Și atunci când tu ai programarea asta un an de zile, tu altfel te raportezi la... Exact, altfel te raportezi la tot ce se întâmplă. Atunci când tu ești în permanent așteptare, uite, asta se încheie, asta se încheie, asta se încheie și asta nu se mai încheie, cumva asta deja epuizează. Și în momentele în care simți că lucrul ăsta este prea mult pentru tine, deja e cazul să iei măsuri. Și aici nu avem, să zic eu, reguli generale pentru toată lumea. Și cea mai mare greșeală pe care noi o facem că trebuie să bei 2 litri de apă pe zi, trebuie să bei 8 ore, de la până la. Nu! Fiecare va avea norma sa, fiecare va avea ritmul lui. Poate cineva are nevoie de 8 ore, cineva va avea nevoie de 9 ore de somn, cineva va fi foarte suficient cu 7 ore. Deci nu este o exactitate în acest sens, nu trebuie să te bagi în aceste standarde. Mai este elementul ăsta că noi avem nevoie de pauze anuale care să ne reîncarce. Acele vacanțe. Acele vacanțe, pentru că noi avem și cineva va avea nevoie asta de 2 ori pe an, cineva va avea nevoie de asta de 4 ori pe an, dar cineva poate nu va avea nevoie de asta. Deci depinde cum îți organizezi cumva timpul ăsta și cu ce te reîncarci. Trebuie să simți că ți-ai reîncărcat bateriile. Și trebuie să ne și cunoaștem exact. Deci asta este și ideea în depresie. Când tu nu ești atent la organismul tău, când tu nu ești, pentru că el îți dă de știre. El de obicei îți spune, mai ești obosit, ești foarte obosit, deci efectiv te deconectează. Nu mai gândești la fel, nu mai simți, da? Deci nu mai ai energie și entuziasmul acela. Sau nu-ți place ceea ce faci. Și când nu-ți place ceea ce faci, tot mergi peste tine, mergi peste tine, o să mergi o perioadă, organismul îți dă resurse. Dar el ți le dă în avans. Este ca și cum ai luat credit de la bancă, cu procent. Și când o să le întorci, o să le ia drastic și o să le ceară cu mai mult înapoi. Dobânzi, cu dobândă, exact. Deci, de asta, ca să nu ajungi acolo, trebuie să nu faci prea mari împrumuturi. Că altfel o să te pască creditorii și nu știu cum se numesc ăștia care vin și îți sună la ușă dacă ai luat prea mult în credit. Pentru că asta este depresia. Asta înseamnă că tu prea multe credite ai luat și nu te-ai așteptat, nu le poți da înapoi. Fiecare dintre noi are prieteni care suferă de această boală, depresia, și am vrea să-i ajutăm într-un mod oarecare, doar că de cele mai multe ori nu știm cât de mult ar trebui să ne implicăm și cum să o faceți. Dumneavoastră,
Cum vedeți implicarea familiei, prietenilor în cazul celor care suferă de depresie? Suportul social întotdeauna a fost ceva de mare ajutor în cazul nostru, a oamenilor. Omul nu este ființă singuratică. Omul este ființă socială. Noi avem nevoie de perioade de singurătate uneori, dar noi nu suntem făcuți așa încât să fim singuri tot timpul. Singurătatea ne omoară, de fapt. Iată, dacă o să observăm, țările care, în care rata depresiei este cea mai mare sunt țările în care oamenii sunt cel mai mult singuri. Da? Deci când, paradoxal, noi astăzi avem telefoane, internet, o grămadă de rețele de comunicare, de socializare, dar oamenii nu au cu cine petrece revelionul. Și iată faptul că noi ne aflăm, iată acum în perioada asta de sărbători, să știți că perioada de sărbători este cea mai depresivă, care accentuează cel mai mult stările noastre depresive, pentru că te găsești și te regăsești de multe ori singur. Bine, perioada de pandemie a acutizat foarte mult stările astea, pentru că noi ne-am regăsit cine ne este prieten și cine nu, cu cine noi suntem apropiați din familie și cu cine suntem foarte străini. Pentru că omul are nevoie de singurătate, dar doar pentru perioade de recuperare. În rest, omul este ființă socială, el are nevoie de interacțiuni. Și el are nevoie de susținerea asta socială, el are nevoie de oameni alături pentru a nu intra în depresie. Deci asta o să ne ajute să preîntâmpinăm cauzele, să preîntâmpinăm stările astea grele, să nu intrăm în ele foarte adânc și ceilalți ne ajută să fim atenți la a nu scăpa momentul. Ei ne vor anunța că ești foarte palid, deci nu știu, mănânci rău sau posibil obosești prea mult, da? Deci ei ne atenționează pentru că ei țin la noi. Sau atunci când ne văd foarte epuizați, poate ai nevoie să te ajut cu ceva, nu știu, poate nu mă pricep în toate actele astea, dar aș putea, nu știu, să scriu un text în locul tău sau să acumulez o informație pentru tine, să gătesc pentru tine. Deci rețeaua de suport social e de mare ajutor. Dacă o persoană deja este intrată în depresie, ce o să facă bine prietenii este să ajute, să încurajeze, să stimuleze persoana să meargă, să ceară ajutor. Deci, există un centru specializat, specialiști care oferă acest ajutor gratuit pentru persoanele care suferă de depresie? Da, fiecare sector are centru de sănătate mentală care are o echipă multidisciplinară și în această echipă multidisciplinară este psiholog, psihoterapeut, psihiatru, deci un asistent social care, ca și echipă, pot ajuta persoana să înțeleagă unde se află, dacă are nevoie de ceva mai mult, cel puțin să-i arate dacă este într-adevăr suferă de depresie, de episodul depresiv major și are nevoie de un tratament medicamentos și tratamentul medicamentos este cu prescripție medicală, deci nu poate fi luat simplu din farmacie, dozajul este luat pe schemă, deci e o chestie destul de serioasă, sau poate nu este cazul de asta, pentru că asta este ca și cum dacă ai răcit, dacă ai gripă, o să iei un antibiotic, da? Pentru că ai nevoie să redresezi cumva starea. Dacă nu suferi de depresie, nu trebuie să iei antidepresant. Și apropo, vreau să fac aici o remarcă. La cabinet întâlnesc persoane care aud de antidepresant și li se pare ceva foarte grav. Deci medicul îi prescrie, deci văzând că persoana suferă, deci se află într-o stare de suferință, prescrie un medicament. Omul se duce acasă, noi avem internet și în internet scrie, ok, dacă scrie inhibitor de serotonină, poate nu o să înțeleagă fiecare ce înseamnă asta, dar scrie antidepresant. Și zic, nu, eu renunț să iau, nu-mi place asta, pentru că privesc asta ca pe ceva foarte grav. Bine să știți că un antidepresant, el nu face rău dacă ai nevoie de el. El nu se prescrie numai în cazuri de depresie majoră. Un antidepresant poate fi prescris și în cazuri de burnout,
Deci va fi pe perioadă mai scurtă și el numai decât se prescrie împreună cu ceva suplimentar, adiacent. Și ce face un antidepresant? Deci el se mai numește inhibitor de serotonină, el va acumula în creierul nostru niște neurotransmițători care ne vor ajuta să avem o memorie mai bună, o capacitate de concentrație. Ziua, asta este serotonină, ce ne dă dispoziție bună, seara asta se transformă în melatonină, care ne ajută să avem un somn bun. Și mult timp fiind în asta, deci ziua cu serotonină, noaptea cu melatonină, ziua serotonină, noaptea melatonină, în timp noi revenim la o anumită normă psihică. Și mai lucrăm și cu psihoterapeutul, înțelegând ce se întâmplă acolo și cum am putut noi să scăpăm momentul și cum ne-am băgat acolo și altă dată să nu mai ajungem acolo, asta ne poate ajuta să nu mai intrăm în stările astea pe parcursul vieții. Cum ar trebui să facem astfel încât să nu punem atât de multă presiune pe viețile noastre? După mine, foarte multe lucruri depind de așteptări. Este chiar o frază în psihologie care ar suna în felul următor. O dezamăgire este o așteptare incorect setată. Deci în momentul în care aștepți ca ceva să se întâmple și asta nu se mai întâmplă, asta te stoarce de energie, de resursă și când asta tot nu se mai întâmplă și nu se mai întâmplă, e foarte mare probabilitatea că chiar dacă o să se întâmple, deja nu o să te mai poți bucura de asta, pentru că deja storc resursele. Și ce ajută este o readaptare. De exemplu, ne ajută simpla întrebare. Ce se întâmplă dacă asta nu se mai termină? Deci ce va fi dacă asta va fi tot timpul? Pentru că fiecare așteaptă când asta se va termina. Și tot are așteptarea de un an de zile că asta se va termina, asta se va termina și noi vom reveni la ceea ce a fost. Nu, noi nu vom reveni niciodată la ceea ce a fost. Pentru că a trecut un an în care s-au produs careva schimbări. Psihicul nostru a reacționat un pic altfel, lumea virtuală e alta, copiii au crescut cu un an, noi am crescut cu un an, deci nu vom mai fi la fel. Deci ceea ce s-a întâmplat în acest an își va pune amprenta asupra noastră. Și acum dacă noi ne vom pune întrebarea, ce se întâmplă dacă asta nu se mai termină? În acest moment începem imediat să găsim alte soluții, să ne adaptăm, să găsim alte soluții, să căutăm, da? Deci să ne mobilizăm. Pentru că așteptarea asta nu ne face decât să ne creăm o iluzie, care de multe ori ar putea să nu se întâmple. Și cât ea mai departe fugi de noi, cu atât este mai greu. De asta dacă îți pui întrebarea, măi, ce se întâmplă dacă asta nu se mai termină? Ce se întâmplă dacă asta... Amintiți-vă de bunicii noștri care au trecut perioadele de război. Ei nu știau când se va termina perioada de război. Și în perioadele de război se căsătoreau oamenii, se îndrăgosteau, făceau copii. Da? Deci cumva încercau să trăiască. Aveau micile lor sărbători. Așa, cu bombardamente deasupra, cum erau, dar cântau, găseau o resursă de supraviețuire. Deci omul poate găsi aceste resurse. Nu înseamnă că ele sunt depline. Desigur că noi să fim conștienți de situația în care noi suntem, dar să nu punem preț pe faptul că ceva din exterior va veni și ne va schimba tot în interior. Da, asta va fi, tot timpul va fi o anumită influență și de acolo și de dincolo, dar e cazul și noi să întreprindem ceva din interior. Pentru că nu știm asta ce va aduce, ce va conduce și flexibilitatea ne va ajuta. Cu cât mai flexibil vom fi, cu atât mai ușor ne va fi. Iată, la final aș vrea să vă întreb, cum să găsim părțile frumoase ale acestei perioade de pandemie pe care încă o trăim? Uitându-ne la părțile pozitive. Cum ar fi? Pentru că unii dintre noi nu reușesc să le vadă. Bun. Tot timpul sunt părți pozitive. Deci, ce vrea perioada asta să ne învețe? Pentru că, la sigur, global, perioada asta vrea să ne învețe ceva. Poate să fim mai atenți cu ecologia, poate să fim mai atenți cu noi, ca și relație,
poate să punem alte accente în viața noastră, nu știu, poate pe o imunitate mai bună, pe stare de sănătate fortificată, poate pe relații mai calitative. De exemplu, pentru unii dintre studenții mei, perioada de pandemie a fost ca o binecuvântare, pentru că ei nu prea iubesc, să zic eu, interacțiunile sociale mari și le-a plăcut mult că au putut să se concentreze mult la citit, mult la interiorizări acolo, mulți au făcut psihoterapie în această perioadă, mulți au putut învăța o limbă străină, mulți au făcut copii în această perioadă, da? Deci au trecut perioada de graviditate, de naștere, da? Deci toate lucrurile au... Deci tot timpul se întâmplă ceva. Nu are cum să fie numai negativ în toată perioada asta. Da, este grav când pierdem pe cineva drag, când moare cineva, când pierzi o muncă care te întreținea, dar tot timpul lucrurile astea vin să ne înveți ceva. Dacă ai pierdut acea muncă, e posibil că ai pus prea mare preț pe ea și n-ai pus preț și pe altceva. Pentru că tot timpul lucrurile trebuie să fie echilibrate. Dacă ai pus preț numai pe familie și n-ai pus preț și pe ceva ce te poate întreține, este foarte mare probabilitatea că acum asta este de bine, dar nu ai cu ce te întreține. Da? Deci tot timpul trebuie să ai elemente de susținere. De asta ceea ce ne ajută este să găsim acest echilibru, să partea pozitivă o găsim și în minus. Noi găsim uneori avantajele bolii, beneficiile bolii. Ce face un om care este cu o anumită boală? El deja învață să trăiască cu boala asta. Gen, n-are voie să mănânce dulce sau n-are voie să mănânce sărat și la un anumit moment lucrul ăsta chiar convine. Da? Ești limitat în anumite munci, ești limitat în anumite deplasări. Da? Deci, uneori asta nu-ți convine, dar uneori asta chiar e convenabil. De exemplu, pentru mulți dintre copii sau chiar pentru părinți, spuneau că e convenabil că nu trebuie să se deplaseze, să cheltuie mai puțină benzină, o economisit banii care se duceau de obicei pe vacanțe pentru, nu știu, a face ceva în casă. Sau nu au mai fost necesare atâtea schimburi de încălțăminte, da? Adică atâtea schimburi de haine. Deci, pentru mine a fost avantajos că nu a trebuit să cheltui drumul, da? Deci timpul pentru drum, deci numai te-ai trezit, ești prin casă, ești în fața computerului și ai un timp în plus pentru tine pe care îl poți folosi pentru ce vrei. Să faci o meditație, să citești, să dormi o oră în plus, vorbești cu cineva la telefon. Da, deci chiar a fost realizat un studiu că în această perioadă oamenii au dormit cu o oră mai mult decât până în perioada pandemiei. Exact, sunt părți și pozitive și negative, probabil trebuie să acordăm mai multă șansă și să ne bucurăm mai mult de părțile pozitive ale acestei perioade. Eu vă mulțumesc frumos pentru răspunsurile acordate în această seară. Alături de noi a fost specialistul în psihoterapeutică Inga Rusu. Ne revedem săptămâna viitoare, să aveți un sfârșit de săptămână frumos!